Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez Lumea Copiilor! Astăzi, la sugestia voastră, voi desena încă un do-it-yourself, o desenut simpatic pe hârtie, de acela de cască gura mare. Și o să fie un cățel, acum un pug. Dar, înainte de orice altceva, vă rog foarte, foarte, foarte mult să apăsați butonașul de like dacă nu ați făcut-o deja. Iar de asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, butonașul de subscribe, clopoțelul de notificări, ca să fiți notificați și să știți mereu când postez, ce postez și cum postez. Bun. O să fac un pug sau pug, cum vreți să-i spuneți, care cască gura mare, 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 sau este mic și simpatic. După cum puteți vedea în această variantă timelapse. Sper să vă placă, sper să adunăm like-uri, iar dacă aveți comentarii sau sugestii, le puteți lăsa în rubrica de comentarii de mai jos. De asemenea, dacă vreți să-mi trimiteți și desenați voi, o să vă las în descriere adresa mea de Facebook și de Instagram. Și de asemenea, tot în descriere, o să atașez playlisturile cu toate videoclipurile care le-am postat până acum. Sunt aproape 500 de desene, de tutoriale de desen, pe diferite teme, de la Crăciun, la Paște, la flori, la desene animate, la jocuri, la ce vreți voi. Sigur, veți găsi pe acolo ceva care să vă placă. Nu știu dacă ați mai văzut vreun ăsta do-it-yourself de-al meu de până acum, dar mi se pare foarte haios cățelul ăsta. Mi s-a părut, cred că, mai haios pandarinul acela care avea gaze. Sau cum a zis un abonat, a intrat cu fundul în iarbă, l-a sărit în sus. Dar oricum, ce v-ar plăcea să mai desenez ca și do-it-yourself? Ce fel de animăluțe? Lăsați-mi în comentarii ideile voastre. Bun, și am intrat la prima parte, care este tutorialul pas cu pas. Ați văzut cum am pliat foaia, am întins jumătate. Nu știu, eu m-am luat cu vorba, dar a trecut momentul acela, dar nu contează. O să vă explic și după. Am pliat foaia în jumătate și după aia jumătatea care a rămas, am pliat-o încă o dată în jumătate. Ați văzut, dacă dați înapoi vedeți. M-am făcut, este simplu. Și desenăm un cățel într-un dorat, așa, încântat. Vedeți, mai întâi în creion, cum vă spun și vouă mereu. Trebuie să mai întâi în creion, e mai simplu. Puteți schița așa, cu mișcări scurte, cu mișcări suprapuse, mai măzgălite. E foarte simplu așa. Am făcut ochii, am făcut încruntați, am făcut sprâncenile la fel încruntate, am făcut năsucul până la linie. Sper să vadă. Sublinie, adică sublinia care se va deschide și de unde o să rămână pustuia sa altă, cealaltă parte a foii. Toată chestia e să nu se vadă, adică să vedem binarea, dar să nu se vadă că se vadă aiurea. El să fie ok și când ne uităm la el închis, desenul, și când ne uităm la el deschis. Asta e șmecheria. Eu nu știam de chestii de astea, le-am descoperit în greșeală și îmi plac foarte tare. Și vreau să mai fac cu diferite teme și cu diferite animăluțe, cu diferite ipostaze, nu știu, mici partari. Chiar mă gândeam dacă și voi ce părere aveți, să fac în fiecare zi, să postez la o anumită oră, un clip din acesta doar do it yourself, doar ceva de genul desenat pe hârtie sau, eu știu, pixel art sau ceva de genul ăsta, chestii de astea care nu sunt neapărat desene clasice, cum ar fi desene din jocuri sau desene animate sau alte cele. Nu știu, mi s-ar părea interesant. Că eu oricum, dacă n-ați observat cumva, eu postez cam de 2-3 ori pe zi. N-am momentan un program clar, dar de 2 ori minim postez pe zi. Așa, am desfăcut foaia, vedeți că s-a dublat suprafața de desen. Și pur și simplu îi conectăm gâtul cu partea de jos. Și acolo de sub bot facem o gură mare, mare, mare și ovală. Unde o să-i punem o limbă foarte mare. Bine, mai întâi punem dinții. N-am vrut să-i pun niște dinți pe monstru extraterestru, am vrut să-i pun niște dinți așa mai normali, oarecum. Îi punem așa limba, ca și cum ar fi împiridicată. O să-i facem și omulețul sau omușorul, cum vreți să-l numiți. Facem niște chestiuțe pe limbă, niște cerculețe, nu știu exact ce coșuri sparte, nu știu ce să zic că sunt. Facem omușorul sau omulețul și schița e aproape gata. Vedeți ce bine e dacă am făcut creionul? Dacă am făcut un pic și nu mi-a plăcut cum a ieșit, pot să șterg și pot să refac iară.
omulețul. Și este beton. Cerul gurii, mai facem două linii pe acolo. Pliem, este ok. Și acum cu o carioca, eu am folosit o foaie normală, o jumătate de A4. Cu o carioca normală neagră, un marker normal, permanent, cumpărat nu știu unde exact, dar oricum e simplu. Voi trasa peste ce am trasat cu creionul, efectiv tot conturul. E foarte ușor. Și apoi îl văd colora. Cam asta a fost toată șmecheria. Chiar sunt curios să-mi spuneți cum v-a ieșit. Dacă ați rămas până acum alături de mine, vă mulțumesc. Nu uitați să apăsați butonașul de like. Este foarte, foarte important și am nevoie de susținerea voastră. Și de asemenea, dacă vreți să mai fac desene așa șmecheroase sau simpatice, dați-mi acolo, dați cu like-ul. Dați cu like-ul că să fiu și eu acolo, recunoscător. Acum, dacă vreți să învățați să desenați, cum v-am mai spus, cu cine am mai vorbit prin comentarii și așa, nu trebuie să aveți talent. Nici eu n-am avut talent, nu spun că aș avea acum talent. E pur și simplu, mi-a plăcut să desenez, am început să desenez, am încercat să desenez. La început nu știam să desenez mai nimic. Oricum, primele mele desene nici nu mai le-am, nici dacă le-aș căuta, nu aș găsi, dar oricum. Niște caricaturi, niște desene cum vă ați închipui că arată de la o persoană netalentată. Dar dacă am desenat un smiley face azi, un cutie mâine, un... orice, desenam așa chestii, măzgăleli, doodle, cum să zic ele. Ușor, ușor, mâna se formează. Și le vedeți și voi, dacă ați desenat cu fiecare zi, de încet, postez eu 2-3 clipuri. Dacă ați încercat și voi să desenați măcar unul, cu creionul frumos, ușor, fără grabă, și apoi trasați peste cu ceva permanent, o să vedeți că într-o săptămână, în două, în trei, să vedeți ce vă dați drumul la mână. Și azi veți desena ce nu credeți că e posibil, pentru că așa se întâmplă. Talentul ăsta la desen și așa nu e un talent neapărat, e pur și simplu practică și exercițiu. Și partea frumoasă la desen e că nu ne ia nimeni. Dacă învățăm să desenăm, în ce învățăm mai bine să desenăm, vom rămâne cu el toată viața cu talentul ăsta. O să rămână al nostru și vom putea desena și vom putea crește în desen în ce în ce mai bine, mereu, pur și simplu. Nu e ca și cum, nu știu, mergi la sală ca să faci mușchi, dar dacă nu mai mergi la sală un an, doi, nu mai arăți bine așa, începi să te îngrași, probabil nu se duci și mușchii, nu merge, trebuie constant ținută treaba. La desen nu e, toată viața. Și când nu mai desenezi o perioadă lungă de timp sau așa, că nu mai ai chef sau nu mai vrei sau așa, după aia când pui mâna pe creion, foarte rapid ți reintri în ritm. Pentru că totul e deja antrenat și format, mâna, ochiul. Mie asta îmi place, cel mai mult la desen. Plus că pot să fac chestii amuzante și pot să mă și relaxez. E chestia care îmi place să fac cel mai mult. Bun, haideți că m-a luat cu vorbăria. Vă las să terminați de văzut cum colorez cățelul. Spuneți-mi dacă vă place, dacă l-ați văzut colorat altfel, lăsați-mi un comentariu, un comentariu de mai jos. Vă urez în continuare vizionare plăcută și ne revedem în clipul viitor. De fapt, ne reauzim, că te-am văzut, ne vedem încă aici. Ne reauzim în clipul viitor. Pa, pa!